În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, căci cina este pregătită. Iubiți credincioși, se apropie marele praznic al nașterii Domnului și iată că Sfinții Părinți ne pregătesc să întâmpinăm acest moment. Este drept că am tot întors pe toate părțile această invitație la cină despre care ne vorbește pericopa de astăzi și aș vrea astăzi să vă așez un con de lumină asupra unui singur aspect. Dar iată ce zice Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, înconjurat de apostoli și de ucenici, Mântuitorul a zis pilda aceasta. Împărăția cerului se va asemăna cu unui om oarecare care a făcut cină mare. Și la ceasul cinei a trimis pe slujitorul său ca să cheme pe cei invitați, să le spună, iată, cina este pregătită, veniți că totul este gata. Și s-a dus slujitorul și cei invitați, de parcă ar fi înțeleși, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, au început să se scuze, unul spunând, mi-am luat pământ și mă duc să-l văd. Nu pot să vin, te rog, iartă-mă. Altul a zis, 5 perechi de boi mi-am luat și mă duc să-i încerc, te rog, iartă-mă. Altul a zis, mi-am luat femeie și de aceea nu pot veni, iartă-mă. S-a dus slujitorul și a spus stăpânului toate acestea și slujitorul s-a mâniat foarte și a zis, ieșiți la colțul și la garduri și chemați pe orbi și pe șchiopi, ca să intre și să umple casa mea. S-au dus, au chemat pe toți și slujitorul a venit zicând, stăpâne, am făcut precum mi-ai spus, dar tot mai este loc. Și atunci stăpânul a zis, ieșiți din nou la colțul și la garduri și aduceți-i aici pe toți slăbănogii și pe toți șchiopii și amărâții, pentru că adevărat vă spun vouă, niciunul dintre cei care au fost chemați, nu va gusta din cina mea. Iubiți credincioși, de multe ori am aplecat asupra fiecărei categorii despre care spune Sfântul Evanghelist Luca. M-am aplecat asupra categoriilor și am spus că nu puteau să fie numai 3 oameni invitați de vreme ce, după ce n-au mai venit ei, a trebuit să umple casa după 2-3 strigări pe la colțul și pe la garduri. Și acum să nu credeți că în vremea aceea era lumea mai bogată și nu era pe la colțul și pe la garduri mai nimeni. Înseamnă că era vorba de niște categorii de oameni care s-au scuzat într-un fel sau într-altul. Și spuneam despre cei care și-au luat pământ, că se leagă foarte mult de lucruri materiale, de cel care și-a luat 5 perechi de boi, adică cu trimitere la cele 5 simțuri ale omului, la fel s-au aplicat către simțurile lui mai mult decât de invitație, despre cel care și-a luat femeie și nu poate să vină, aici parcă am fi în vremurile noastre. Știți că lumea, după ce se însoară cineva, se împarte în două. Neamurile soției și neamurile proaste. Și asta nu cred că s-a întâmplat de ieri de alaltă ieri, dacă zice și Mântuitorul așa. Dacă o fi fost invitat omul, dar soția a zis, nu mergem, cum e? Deci nu mergem. Cam pe aici se învârteau explicațiile mele acum câțiva ani, dar iată că astăzi m-am gândit să vă spun cu totul și totul altceva. Adică, de ce să nu considerăm mai la adânc ceea ce ne-a zis Mântuitorul? Și anume, invitația la cină este invitația la viață. Ce este viața pentru noi? Viața pentru noi este foarte mult legată de timp și de spațiu. Spațiu, să zicem că îl umplem cu ceva, dar timpul este cel care nu se mai întoarce. Într-un spațiu pe care îl creăm noi, putem să revenim. Într-o casă în care mai dăm câte ceva, putem să revenim, ne simțim bine și așa mai departe. Dar timpul pe care îl petrecem, nu ni-l mai poate întoarce nimeni. Și cred că, printre altele, despre acest timp ne vorbește Mântuitorul, spunând
că stăpânul casei a spus: adevărat vă spun vouă, niciunul dintre cei invitați nu va lua parte la cina mea. Înseamnă că timpul deja trecut nu poate să mai fie chemat înapoi. Atunci, ce facem? Trebuie să învățăm și noi ceva, că se apropie Crăciunul. În primul rând, vreau să vă spun că trebuie să ne ocupăm de clipa de față. Invitația la cină este acum, nu este mâine. Vedeți că au fost pregătiți că vor fi chemați la cină, pentru că la ceasul la care cina a fost gata, slujitorul a chemat pe cei care primiseră invitație. Invitația la viață este nașterea, dar chemarea la cină este fiecare clipă, care este acum și nu este peste 5 minute sau peste 10 minute, este acum, cina este gata, trebuie să trăim viața, ceasul deja este pornit. Se spune că odată, doi tineri care se iubeau foarte tare, s-au căsătorit, dar fiind foarte săraci, a trebuit să-și ducă viața în sărăcia lor. S-au străduit multă vreme, dar când au împlinit 10 ani de la căsătorie, soția, care avea un păr foarte bogat, de un negru de abanos, s-a gândit să-i facă și ea, soțului, un cadou, să marcheze cei 10 ani de căsnicie. Știa că soțul de multă vreme primise de la o rudă mai pricopsită un ceas, dar pe care nu putuse purta niciodată pentru că nu avea curea. Și s-a gândit că ar fi bine ca acum, după 10 ani, să-i facă un cadou, o curea deosebită, pe care eventual chiar să scrie și numele lor și să fie așa ca un legământ. Zi și făcut, s-a dus și și-a tăiat părul, l-a vândut și a cumpărat acea curea minunată pentru ceas, pe care a și inscripționat-o cu numele lor și, mândră tare de tot, s-a așezat în oglindă, nu prea era obișnuită cu nou look, dar a zis: hai că merge și așa. Suplimentez cu darul pe care i l-am făcut. Când a venit soțul acasă și a văzut-o așa cum nu văzuse niciodată, cu părul tuns, s-a întristat. Dar ea a început să îl mângâie, să-i spună: lasă, dragă, părul ăsta o să crească, nu e nicio problemă. Dar vreau să-ți fac un cadou. Și a scos cureaua de ceas, la care el i-a spus: cadoul este altul. Eu m-am gândit că la o frumusețe așa de păr meriți să porți un ac de păr cu o perlă deosebită. Și am vândut ceasul și am cumpărat această perlă. Iubiți credincioși, vedeți ce înseamnă o defazare. Să nu faci la timp ceea ce trebuie să faci. E adevărat, probabil că ori fi trăit până la adânci bătrânețe, eu fi crescut părul și o fi putut să poarte acel ac de păr, dar momentul acela a fost ratat. Ca o invitație la cină ratată. Să știți că așa se întâmplă și cu noi dacă nu suntem atenți. Deși v-am mai spus și altădată, vreau să atenționăm asupra faptului că sunt multe lucruri pe care noi le amânăm, pentru că, de fapt, lipsa, promptitudine de a veni la cină este o amânare. Credeau, probabil, cei care și-au luat pământ sau care și-au luat boi sau care s-au căsătorit, că vor mai avea timp să vină la vreo cină invitați. E bine să știți că nu mai avem timp. Nu mai avem timp pentru că nu știm celălalt ce reacție va avea. Nu știm nici zilele pe care le avem și trebuie să mărturisim în momentul de față și în momentul în care trăim ceva, să mărturisim ce am trăit.
Dacă iubim pe cineva, să-i spunem din timpul vieții acestea că iubim, nu să scriem frumos după ce a trecut la cele veșnice și să facem noi un necrolog sau după aia în fiecare an și din an în an să facem câte un articol frumos de ce frumos a fost părintele Arsenie sau cutare sau cutare. În timpul vieții trebuie să o facem. În momentul în care suntem lângă copiii noștri, să nu așteptăm, cum v-am mai spus și altădată, să ajungă la școală sau să înceapă să vorbească sau să se ducă pe la școli înalte sau să vedem la casa lor, că ne vom bucura atunci. Nu ne vom bucura atunci. Dacă nu avem antrenamentul să ne bucurăm, atunci când sunt mici și atunci când ne fac gălăgie și atunci când se ceartă cu noi, atunci să iubim, să nu credem că altădată vom fi pregătiți să iubim. Eu, unul personal, dacă nu m-aș fi bucurat la fiecare centilitru de lapte pe care îl bea mai mult decât ziua de ieri, fetița mea cea mare, nu m-aș fi putut bucura fără acest antrenament când am văzut-o mireasă. Pentru că orice lucru trebuie să fie făcut la bună vreme. Dacă aș fi amânat și spuneam, lasă, când o să înceapă să mănânce cu mine la masă, mă voi bucura. Lasă că o să mă bucur atunci când o să țină tacâmurile în mână. Lasă-mă că o să mă bucur când o să înceapă să scrie vreun eseu. Ce făceam? Amânam bucuria. Amânam invitația la bucurie, care este invitația la cină pe care astăzi Mântuitorul ne-o adresează. Credeți că trebuie să vină Crăciunul ca să ne bucurăm? Astăzi de ce nu ne-am bucurat? De ce nu ne-am bucurat de soarele acesta care este peste noi? De ce nu ne-am bucurat că încă mai putem să postim cu gândul că după ce terminăm acest post vom putea să ne bucurăm și în alt fel? De ce să nu ne bucurăm astăzi? Credeți că creștinului este dat să se bucure numai de 4 ori pe an când se întâlnește cu Hristos în taina împărtășaniei, cum mai susțin încă unii? Nu, trebuie să ne bucurăm în fiecare moment. Pentru că dacă amânăm acest moment, nu facem altceva decât să facem o categorie nouă, probabil, față de cele 3 categorii pe care astăzi Mântuitorul ni le-a adus în față. Dar sunt mult mai multe categorii decât acelea despre care îi zice Sfântul Evanghelist Luca. Sunt și categoriile cârcotașilor, dar ce, lasă-mă că n-am eu timp de tine. Sau și categoriile, ei, să știi că eu am intrat în altă categorie. Sunt multe categorii, să știți. Și fiecare dintre noi este o categorie în parte, dar nu trebuie să fim așa. Trebuie să trăim clipa. Dacă vreți să facem astăzi măcar o categorie din noi, să facem categoria oamenilor care spunem, acum sunt Doamne. Cel puțin de vreo 2 săptămâni mă gândesc la această zi și dimineața m-am trezit cu o bucurie că încă mă mai trezesc înainte de a suna ceasul. Și când mi-am dat seama că mai sunt vreo 10 minute, zic, acum e momentul. Acum este momentul pentru că sunt conștient și cu 10 minute în sus sau în jos nu e mare lucru. Și zic, dar bucuria acestor 10 minute sunt sigur că nu numai până în seară, ci toată viața mea vor fi reportate. Și într-adevăr am avut timp să stau de vorbă pe înderete cu fiecare în parte până să înceapă slujba. Pentru că mai de ună zi citeam, de ce te grăbești? Pleacă mai devreme. Ca să nu citesc din nou din părintele Arsenie care a zis surorii mele, sora mea, nu ajungi târziu la biserică, pleci târziu de acasă. Este foarte important să nu amânăm nimic. Sunt foarte mulți oameni pe care îi îndrăgim și nu le-am spus-o. Sunt foarte multe momente pe care le-am admirat la copiii noștri și n-am apucat să le spunem din vari motive. Sunt foarte multe lucruri pe care celui de lângă noi nu le-am mărturisit și sunt foarte multe lucruri pe care le facem și credem că este normal să le facem sau să le facă altcineva pentru noi lângă noi. Să știm că aceste momente nu se mai întorc. Și dacă nu se mai întorc, imaginați-vă că vom auzi în urechi ceea ce a auzit fiecare categorie. Adevărat vă spun vouă, niciunul dintre cei chemați nu va lua parte la cina mea. Și atunci ce ne facem? Mai bine ne-am gândit să întoarcem lucrurile.
Și o să spuneți, da, dar timpul nu se întoarce. Ba, se întoarce. Nu intrăm noi în viață fără dinți în gură? Cum plecăm? Dacă ne ajută Dumnezeu să trecem de 80 de ani, cel puțin nu mai sunt dinții noștri. Nu venim noi și cu scutece și una și alta? Tot așa și încheiem. Vedeți că este un ciclu foarte, foarte interesant. Și atunci, dacă tot se învârt lucrurile așa, de ce să ne luăm invers? Adică ne-am luat pământ, da, hai să mă bucur și cu cel care m-a invitat la cină, adică să trăiesc și momentul acesta. Mi-am luat perechi de boi, adică mă bucur că pipăi pe lângă mine lucruri frumoase, pot să o fac și să o mărturisesc. Nu trebuie să mă bucur de pământ numai după ce s-a făcut cadastru și întabulare și așa mai departe. Numai gândul că o să am pământ trebuie să mă bucure. Aici am vrut să ajung. Oamenii aceia, să știți că nu se bucurau. Nu aveau antrenamentul bucuriei, pentru că dacă l-ar fi avut, cu siguranță că ar fi răspuns și chemării la cină. Acela care s-a însurat, probabil că o făcuse după o zi pe alta și n-a vrut să se timide să-și cunoască femeia lângă care avea să-și trăiască următoarele etape ale vieții. Și de-aia a zis, m-am însurat și nu știu, ori i-am spus și ei și mi-a zis clar că nu vin, ori n-am întrebat-o și trebuie să-mi spună ea. Fraților, trebuie să ne antrenăm bucuria, să fim pregătiți. De aceea, Sfinții Părinți au rânduit ca înainte, iată cu 11 zile până în praznicul cel mare al nașterii Domnului, să ne trimită această invitație, pentru că aceasta este invitația, chemarea e mai încolo. Noi, din momentul invitației până la momentul chemării, hai că e gata, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să trăim, așa cum v-am mai spus și altă dată, bucuria unei călătorii. Bucuria unei călătorii, 60% o trăim prin planificare. Ne gândim ce frumos o să fie, unde o să mă mai duc și ce o să văd. Bineînțeles, când ajungi acolo, nu prea ai timp de mare lucru. Dar încă 35% după aia ce o să povestim toată viața. Bă, cum am fost eu? Eu nu mă pot abține din vreme să vă zic cum a fost pe la Paris, pe la Dubai. Vedeți că încă mă mai hrănesc din ce a fost, dar mă hrănesc și din ce o să fie. Nădăjduiesc că o să mai ajung pe acolo. Și de-abia 5% rămâne în momentul respectiv să ne bucurăm. Și dacă nu știm să facem acest lucru, ratăm momentul. Așadar, astăzi avem chemarea, invitația și chemarea va fi la Crăciun. Până atunci, dacă noi am stat ursuși în soalele noastre și am zis, nu că e post, să uită pe vizor, a venit cu tare, nu că este un păcătos, ăsta mi-a fugă casa. Lasă-l, mă, omule, mă. V-am zis că eu mă străduiesc foarte mult să ajung să îi iubesc cu adevărat pe fumători. Până la urmă, trebuie să-mi ajute Dumnezeu să-i iubesc. De îngăduit, deja încep să-i îngădui, că asta este. Mă gândesc întotdeauna la Dumnezeu, bă, cum nu să desface pământul să îi acopere. Înseamnă că Dumnezeu îi îngăduie. Asta înseamnă că și eu trebuie să-i îngăduiesc. Dacă însă avem toată perioada postului numai cu gândul la frigider, numai cu gândul, aoleo, dar am auzit eu că nu știu care soia s-ar putea să aibă caseină de nu știu care. Păi, bă, frate, asta e postul. Postul este o stare, o stare de bucurie. Și dacă nu ne antrenăm în bucurie, ne antrenăm în hidoșenie. Mie nu mi-ar face plăcere să văd un fiu duhovnicesc postitor 100%, pe care dacă îl îmbrățișez să stea așa ca lemnul. Și o să mă îmbrățișez pe mine însumi, prin lemnul acela care este în fața mea. Fraților, trebuie să dăm din noi bucurie. Nu așteptăm să vină momentul Crăciunului ca atunci să ne desfătăm de toate. Pentru că nu mai știm a ne desfăta. Pentru că așa au făcut cei care au primit chemarea. Aveau invitația în buzunar, adică lucrurile erau așezate, aveau saci în căruță, adică oricum la cină mă duc. Și când a venit momentul cinei, nu mai aveau antrenamentul bucuriei să se ducă la cină. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Și pentru că tot a venit vorba de cine și să vă mai descrețesc așa puțin frunțile, să nu credeți că postul înseamnă numai așa încruntare. Nu, postul înseamnă bucurie.
Definiția postului nu este una negativă. Să nu, să nu, să nu. Așa sunteți obișnuiți. Să nu mâncăm, să nu cu tare. Nu, mă, să mâncăm ce trebuie, să ne îmbrățișăm cum trebuie, să ne salutăm cum trebuie vecinii. Deci să da, nu să nu. Postul nu este să nu, este să da. Și pentru că v-am promis să vă destin puțin, mi-aduc aminte, acum vreo 15 ani eram la un parastas. Și la un parastas era invitat și un prieten de-al răposatului, la 150 și ceva de kilograme, în viu. Și la un moment dat se uite așa cam stânjenitor că se terminau repede toate cele puse în farfurie. Și i-a spus gazdei, auzi mă, eu ți-am mai spus odată ție că decât să mă chem la masă, mai bine îmi dai un costum de haine, că ești mai ieftin. Acum, contează foarte mult și ce atitudine avem când suntem chemați la masă. Când suntem chemați, trebuie să împrăștiem în jurul nostru bucuria că ne-a chemat cineva. Nu să fim cârcotași, e, uite, bă, ce puțin e aici, ia uite ce mult e în partea-ilaltă, uite că eu n-am avut norocul lui ăla sau lui ăla, uite unde stau eu și unde stau ceilalți. Vedeți că și aici trebuie să fie antrenament. Și dacă veți spune, păi da, dar când suntem chemați la masă, înseamnă că deja e praznic. Nu, nu, nu. Și în timpul postului, acum ne învață biserica să fim unii cu alții. A sta la masă nu poți să o faci numai o dată pe an sau de două ori pe an. A folosi tacâmurile nu înseamnă să le folosești numai atunci când ai pe cineva invitat în casă sau când ești tu invitat în altă casă, ci trebuie să fie într-o ritmicitate care să-ți dea voie să te simți bine. M-a întrebat cineva odată de ce port papion atunci când sunt chemat pe colo sau pe colo. Și am zis, pentru că eu cu cravată mă duc la piață. Asta e, trebuie să simt și eu o diferență, că nu mă duc la piață. Bine, toată problema asta cu cravata la piață o am din tantul studenției, când n-aveam alte haine și nici alte sacoșe. V-am mai povestit odată, m-am dus să cumpăr niște mărar și niște ceapă și n-aveam altă sacoșă. Celebra pungă de un leu era prea scumpă pentru mine, pentru că de un leu puteam să fac naveta la școală. Eu îți născu mai înainte de a să face pungile mai scumpe de un leu sau mai ieftin, nu mai știu cum sunt acum. Și mi-a făcut eu piața frumos, la costum, la cravată și cu diplomatul. Mi-am umplut diplomatul cu zarzavaturi și când am ajuns la școală am uitat. Cursurile erau de desubt și vă imaginați ce a fost pe colegii mei când am deschis eu diplomatul. Mă, praz n-aveam, dar restul aveam de toate. Ce vreau eu să vă spun? Depinde foarte mult cum suntem antrenați să ne simțim bine. N-aș putea să mă simt foarte confortabil dacă aș purta numai o dată în viață, adică am purtat o dată când am fost socru mic, o dată mai port încă o dată papion. Nu, trebuie să ai o anumită stare pe care să-ți o dea comoditatea vis-a-vis de faptul că ești obișnuit cu ceva. Dacă oamenii aceia invitați erau obișnuiți să fie paroliști, erau obișnuiți să-și lase grijile în altă parte, cu siguranță că astăzi erau și ei la cină. De aceea ne rugăm Marelui Dumnezeu ca până la Crăciun măcar să ne antrenăm în bucuria de a accepta invitația, în bucuria de a accepta ceea ce este frumos pentru noi și nu a amâna să ne bucurăm noi altă dată. V-am spus, ne vedem copiii sau nepoții când ne ajută Dumnezeu să ne bucurăm atunci când îi vedem, inclusiv că nu mai putem să mai avem nimic în casă până la înălțimea de un metru atunci când începe să meargă în picioare. Și atunci e o bucurie. Dacă zici, aoleu, nu mai trece de faza asta, să-l văd odată stând locul lui. Păi și atunci când o să stea locul lui, o să zici, o să mă bucur când o să ducă la școală, o să mă bucur când vine din armată. Nu ne mai bucurăm niciodată. Să-L Dumnezească Dumnezeu ca bucuria chemării pe care o simțim să fie una de plină și să nu mai amânăm, ci să ne antrenăm de acum, pentru că cina este gata și stăpânul este bun și ne cheamă pe toți. Așa să ne ajute Dumnezeu.